Cu mare bucurie ne reîntâlnim și în această miniserie Dumnezeu cu mâna scurtă, cu semnul întrebării și ale exclamării, adică e ceva serios. Dumnezeu are o mână scurtă, s-a scurtat mâna lui Dumnezeu, aceasta întreabă el în cartea profetului Isaia. Când s-a întâmplat asta? Că Dumnezeu nu știe de așa ceva, tu de unde știi? El nu știe că s-a scurtat mâna și nu-i mai ajunge, nu mai are puterea aceasta. Nu mai poate să te protejeze că dacă are mâna scurtă sau nu mai poate să rezolve rău că nu ajunge. Aceasta înseamnă, de fapt, mâna scurtă a limita pe Dumnezeu și a spune că Dumnezeu nu poate face un lucru sau altul. Că îl va face sau nu, aceasta e treaba lui Dumnezeu și nu mai e treaba lui și este desăvârșită fiindcă finalul judecății va zice drept a fost cum ai judecat. Bine a fost că n-ai făcut lucrul ăsta sau bine a fost că l-ai făcut. Aceasta nu este partea noastră. Partea noastră însă este aceea care a fost a celor trei tineri care au spus Dumnezeul nostru poate. Uite-te ce, în ce situație suntem Dumnezeul vostru, ce poate face Dumnezeu într-o astfel de situație? De vorba domnului doctor, nici Dumnezeu nu te poate scăpa dintr-un așa coptor la care cei trei tineri au spus Dumnezeul nostru poate. Nu, nu, nu știu, nu, nu au spus ne va scăpa, nu ne va scăpa. Dumnezeul nostru poate. Și acest lucru trebuie să fie așezat în Panteon, în, în Sfânta Sfintelor Credinței noastre, a Sufletului nostru. Da, Dumnezeul nostru poate. Probabil că ni se pare ceva abstract ideea aceasta, ce credem noi despre Dumnezeu. Însă, lucrul ăsta are are consecințe uluitoare. Nu este ceva de împrejurare, care ține de împrejurarea sa de situație, ci este o, lucru, o problemă de viață și de moarte. Bine, vom vedea aici în 2 Regi, capitolul 7, în momentul în care prorocul spune așa, vorbește, Domnul, mâine se va vinde mâncare aici, din belșug pentru toată lumea, călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul, scria 2 Regi 7 cu 2, a răspuns omului lui Dumnezeu și omului Dumnezeu nu a spus așa zic eu, cum aș prezenta uh, predica aceasta, ci omului Dumnezeu a spus, așa vorbește Domnul. Și el, de fapt, nu răspundea unui om care a adus o predică cum este aceasta sau a prorocie, ci el, el se adresa, uh, de -a dea expresie a ceea ce credea el despre Dumnezeu și el spune așa chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla astfel de lucruri? Hai să fim serioși. Cum s-ar putea întâmpla? Ia câteva câți oameni Biblia în mână, citesc un pasaj sau altul, pagine. Hai să fim serioși. Cum s-ar putea întâmpla? Adică cine crede e serios, este infantil, este... Așa spune călărețul acesta. El pare un om educat, elevat, informat, rațional, superior maselor de oameni care sunt hrăniți cu, hrănite cu opiul religiei și așa mai departe. Și el uh, lancează lansează această provocare lui Dumnezeu. Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, el credea în Dumnezeu. Că de asta a și vorbit, dar credea că Dumnezeu este un Dumnezeu neputincios, este limitat. Chiar dacă ar face Domnul Fereastră în cer, cum s-ar putea întâmpla astfel de lucruri? Hai să fim serioși! Elisei i-a răspuns, probabil cu ochii plini de lacrimi, dându-și seama ce alegere a putut face omul ăsta în viața lui. Călărețul pe brațul căruia, auziți, pe brațul căruia? Se rezema împăratul, toată încrederea. Imperiul lui era, era om de încredere, de mare încredere. Împăratul avea încredere în el, să se rezume pe brațul lui, dar el nu avea încredere în Dumnezeu să se rezeme pe brațul lui. cea care mâna scurtă Dumnezeu, să ascultă mâna Domnului, nu poate. Chiar dacă ar face ferestre în cer, nu se întâmplă așa ceva. Elisei spune cu durere aceasta. Vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Vedeți, dar uh, credința noastră are un cuvânt de spus în destinul vieții noastre. Ce credem noi despre Dumnezeu? Până unde merge credința noastră? În ce măsură suntem noi dispuși să-L primim pe Dumnezeu acolo unde rațiunea nu mai vrea să ne însoțească? Nu, nu cred așa ceva sau un lucru sau altul. Ce gândim noi despre Dumnezeu în condițiile acestea? Este, din nou subliniez este o problemă de viață și de moarte. Pentru că, scrie mai departe în versetul 17, când a doua zi așa a fost, a fost o abundență de hrană ce nu s-a putut imagina, acolo unde oamenii practicau canibalismul, așa cum uh, s-a întâmplat în Ucraina, în vremea foamei, în timpul holodomorului, uh, foametea cumplită provocată de Stalin asupra lor din motive acestea care sunt cunoscute și sunt nerezolvate până astăzi. În urma unei astfel de situații cumplite deodată, un fluviu de hrană, acolo, potrivit cuvântului care a fost pus ieri de către omul lui Dumnezeu, dar nu în numele lui, ci în numele lui Dumnezeu. Și atunci scrie versetul 17, împăratul, încredințase paza porții în mâna călărețului pe brațul căruia se rezemase atunci. Deci i-a spus lui Dumnezeu, tu ești om de încredere, stai și păzește poarta. Fie aici la poartă, nu deschide, nu intră cine vrea, fie aici la poartă. A încredințat paza porții călărețului pe brațul căruia se rezmase și care spusese la adresa lui Dumnezeu și ferestre în cer dacă ar face, tot nu poate el rezolva această problemă. Mâna lui e scurtă, nu o să poată să facă lucrul ăsta. Călărețul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit. După cuvântul pe care îl rostise omului Dumnezeu când se coboruse împăratul de la el, căci omului Dumnezeu el se expusese, vei vedea cu ochii tăi dar nu vei avea parte de lucrul acesta. Aici duce drumul unei credințe, aș spune, sau unei opinii mai degrabă, sau uh, al alegerii, a alege să crezi despre Dumnezeu. Că într-o împrejurare cum este aceasta, mâna lui Dumnezeu nu are ce să facă. Am urmărit pe închinătorii teoriei conspirațiilor: care văd în spatele fiecărui tufiș un diavol, o nenorocire, văd la orizont persecuții, văd numai nenorociri de felul acesta. Am urmărit nota comună a acestor oameni. În mijlocul descrierilor lor infernale, pur și simplu, niciodată nu apare Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că este neputincios pentru acești oameni, dar este absent total. A fugit de rușine sau ne frică pur și simplu din fața situației. Și ei descriu orizontul sumbru al evenimentelor care e posibil să se întâmple așa. Lucrul ăsta se petrece și pe fundalul unei îngânfări a omului din vremea noastră care are mintea goală de informații, dar are sufletul plin de îngânfare, se pronunță ca expert în toate domeniile, în medical, în știință, în armată, în strategie, în politică, în economie, în toate, el știe de toate. Când America va ajunge să aibă 5.000 de miliarde de datorie, a falimentat, s-a desfințat America. A uitat să vină apoi și să spui oamenilor, oameni buni, așa cum a scris americanul, I was wrong, am greșit, a fost prostie să spun eu așa ceva, m-a delegat pe mine Dumnezeu să spun lucrul ăsta. Nu, nu, cei care vorbesc astfel de lucruri și cei care încearcă să hrănească spaima în oameni cu diverse evenimente, oamenii aceștia nu vin înapoi niciodată să spună, domne, iertați-mă, pentru că dacă și-ar trage masca jos după fată, s-ar vedea că de fapt nu este un predicator, este un manipulator care folosește spaime de felul acesta. Și Scriptura spune despre omul acesta care a limitat pe Dumnezeu, a pierit la poartă. Aceasta, a, aici duce drumul acesta. Și eu mă rog lui Dumnezeu să nu ai nimeni pe drumul acesta. Nici față de propriul suflet, nici față de altcineva. Și totdeauna să răsune în mintea și sufletul nostru întrebarea lui Dumnezeu. Oare s-a scurtat mâna lui Dumnezeu? Păi spun sigur, Doamne, că nu. Asta ar fi o nebunie să discutăm așa ceva. Cum a zis Mântuitorul nebun și orb două diagnostice groaznice. Nu putem să vorbim de așa ceva. Bun, păi dacă acesta este răspunsul și al doilea lucru pe care trebuie să-l auzim permanent înaintea sufletului nostru este răspunsul celor trei tineri, Dumnezeul nostru poate. Bine, dar tu nu vezi ce situație este? Păi nu. Dacă Dumnezeul nostru poate, poate oricând, iar dacă și orice, dar dacă nu poate, atunci înseamnă că o, oricând și oriunde și în orice împrejurare este posibil să nu poată atunci nu avem de-a face cu Dumnezeu, despre care cu Dumnezeul despre care a vorbit Iisus când a zis toate lucrurile sunt cu putință. Nu că le va face. Nu Aș vrea să nu confundăm, pentru că abuzăm uneori. Revin spunând, nu trebuie să punem cuvinte în gura cuvântului Dumnezeu. Nu. Să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să vorbească exact ce a spus. Mântuitorul a spus toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu, nu că le va face pe toate sau nu le va face pe toate. Nu. Sunt cu putință, dar pe unele Dumnezeu le alege să le facă într-un fel sau pe altele altfel. Referirea este la cursul istoriei în care Dumnezeu ține foarte bine seama de glasul poporului, ascultă glasul poporului. Și cursul evenimentului este expresia nu a alegerilor lui Dumnezeu, ci a glasului, a hotărârii noastre, a alegerii mele sau a vecinului meu sau a familiei noastre. Dar aceste lucruri niciodată nu vor putea submina sau cu atât mai puțin anula adevărul etern Dumnezeul nostru poate. Acesta este, este răspunsul. În cadrul capitolului acesta, 11 din numerii, acolo unde are loc această uh, clocotitoare confruntare între om și Dumnezeu, că nu de Moise. Moise. le spunea mereu, nu mai mă băgați în treaba aceasta pe mine, nu sunt eu, nu v-am scos eu din Egipt, nu, tu ne-ai scos. -nu mai, nu mai mă băgați aici pe mine. A fost încercarea vieții lui, a fost punctul în care a bătut cu berbecul diavolul 40 de ani, doar, doar va îngenunchea acest suflet în final. Acuzația aceasta din partea poporului, nu, tu ești care faci treburile acestea, tu ai făcut toate acestea. Acum el... Uh, nu se manifestă și nu intră în dialog pe tema aceasta cu poporul, nu se lasă transformat de răutatea lor care îl acuzau uh, pe Dumnezeu de absență și îl acuzau pe el de subversiunea uh, vieții lor bune și frumoase pe care au avut-o în Egipt. Nu intră în acest dialog, dar nu se poate spune că nu este consumat. Este consumat, este foarte consumat. Sufere, și spune versetul 10 din capitolul 11. Moise a auzit pe popor plângând. Tu dacă auzi copiii tăi plângând de foame, păi și dacă ți-ar fi fost ți-e foame, dar ți se rupe, ți se mișcă un sângerezi pur și simplu de mila copilor tăi când ei spun că le este foame sau când ei suferă în dureri și nu ai posibilitatea să mergi la un medic sau... Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în fiecare în familia lui, dați-vă seama, a fost generală starea aceasta, și la ușa cortului lui Moise s-a întristat foarte mult. Mânia lui Dumnezeu s-a aprins, mânia lui Dumnezeu nu înseamnă enervare. Vă rog, din suflet, luptați-vă așa cum și eu mă lupt să să eliminăm din uh, dreptul numelui lui Dumnezeu Uh, aceste umbre și racile ale sufletului rău ale unui om proiectate pe Dumnezeu este a de mânie, de furie, de asta Dumnezeu nu are așa ceva. El a spus că mânia e crimă, că nu poate face lucrul acesta. Mânia lui Dumnezeu înseamnă suferința lui pentru suferința noastră. Mânia lui Dumnezeu este îndreptată împotriva răului, nu a răufăcătorului. El vrea să nimicească răul, a să nimicesc lucrările diavolului, dar vrea să scape pe rău făcător. Aceasta o face doar Dumnezeu. Și acum Biblia spune că Moise s-a întristat foarte mult de lucrul acesta. Și vreau să urmărim întrebările lui cu această ocazie. Întrebarea 1. Pentru ce mâhnești tu pe robul tău? De ce, de ce Doamne, nu, nu poporul acesta aduce suferința asta asupra mea, ci tu ești cel care a suferința aceasta, pentru că tu nu intervii. De ce nu intervii? De ce întristezi, spune Sfânta Scriptură în locul acesta? De ce întristezi tu pe robul tău? Pentru ce măgnești tu pe robul tău? Și pentru ce n-am pentru ce căpătat eu trecere înaintea ta? Adică, tu mi-ai mărturisit prietenia ta. Dar, în momentul în care ai pus asupra mea o sarcină de felul ăsta, unde este? prietenia noastră, întreabă el aici. Pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta de ai pus asupra mea, peste mine, sarcina acestui popor întreg? Sunt un om. Mi-ai promis, mi-ai dat această declarație dumnezeiască a prieteniei tale, a favoarei de care mă bucur în ochii tăi. Prietenul meu, așa ai spus tu, ce ai pus asupra mea. Păi, tocmai de asta am pus asupra ta o răspundere, pentru că ești prieten cu mine. Asupra unui prieten în care am încredere pot să pun o astfel de răspundere. Pot să iau unul după stradă care mi-e dușman în jură de Dumnezeu, scuipă la Dumnezeu, merge. pot să iau unul din ăsta și să-l pun un om de încredere într-o așa lucrare. Trebuie să înțelegi că tocmai pentru că ai trecere înaintea ochilor mei, tocmai pentru că ești favorizat, tocmai de-aia eu ți-am încredințat o așa răspundere sau o așa suferință sau o așa pierdere sau o așa încercare în viață pentru că am avut încredere în tine. Nu oricine este Iov. Nu. Fiecare om este unic, iubit de Dumnezeu, este, este un mare unicat, dar nu fiecare om răspunde lui Dumnezeu în aceeași manieră. De aceea, dintre omenirii, în mijlocul omenirii, pe pământ, scrie Dumnezeu, am scanat pământul, și omul care a avut cele mai multe puncte și candidatul care s-a dovedit uh, uh, demn și potrivit pentru acest, această cumplită în care este Iov. El a fost ales nu la întâmplare, nu cu zarul, ci pe baza cunoașterii lui Dumnezeu. El care cunoaște ce este în om uh, a rânduit pe omul acesta și a avut încredere în el să poată pune asupra lui o așa suferință. Lucrul ăsta îl întreabă Moise, pe dacă, dacă, prieteni cu, dacă sunt prieten cu tine, dacă sunt credincios, cum ai zis tu, și dacă tu ești prietenul meu și vorbești cu mine gură către gură, și cum te-ai pus peste mine o așa, o așa răspundere? De ce mi-ai dat acest fel de viață? Păi și Domnul spune, tu cum ai dai Probabil că în momentul în care a întrebat cum mi se întâmplă și mie, și cum li se întâmplă și multor oameni, în momentul în care vreau să întreb pe Domnul, mă pomenesc că știu deja răspunsul. Sau mulți oameni mi-au zis din diverse locuri unde am fost, Domne, am o întrebare și am spus cu plăcere, eu rămân ultimul când plec de aici, de la întâlnirea aceasta, cu plăcere, dacă pot să fiu de folos și de ajutor, voi face lucrul acesta. Și când am ajuns acolo, nu mai e nevoie de niciun răspuns. Am primit răspunsul în timp ce ascultam această predică. Ceea ce înseamnă că Duhul Sfânt a operat. Și mă gândesc și la el, Că în momentul în care a întrebat dacă, dacă am, am, trecere înaintea ta, dacă sunt copilul lui Dumnezeu, sunt din familia lui Dumnezeu, dacă Iisus spune, te frații mei, sunteți prietenii mei, dacă lucrul ăsta e adevărat, de ce ai pus peste mine? Păi tocmai de -aia. tocmai de -aia a venit încercarea aceasta. El spune mai departe cuvintele acestea din versetul 12. Uh, numărul 1, eu am născut poporul ăsta, am zămislit eu, întreabă el aici versetul, în versetul 12, oare am zămislit eu poporul acesta, eu sunt uh, autorul lui și tu l-ai pus pe umărul meu ca și când ar fi copilul meu făcut de mine. Și fraților, domnilor, doamnelor, vă rog să urmăriți o expresie pe care o vom găsi mai târziu la Pavel. Oare eu l-am născut ca tu să-mi zici mie? știi ce a zis Dumnezeu lui? știi ce zice Dumnezeu unui pastor? zice, oare eu l-am născut ca să-mi zici tu mie, poartă la sânul tău poporul acesta, da? poartă la sânul tău cum poartă doi ca pe copil. Ați mai întâlnit această expresie în mărturia lui Pavel Apostolul care zice M-am îngrijit de voi ca o doică ce-și crește cu drag copiii. Era de aici expresia aceasta. Deci mi-ai pus la sân un copil care nu era al meu poporul acesta, nu eu am zămestit poporul acesta, nu i-am născut eu, nu am format eu o mulțime de oameni pe care castelele cerului de nu putea să-i numere nimeni. Și tu i-ai pus asupra mea și dincolo de asta mi-ai spus mie, poartă la sânul tău, adică să-l ai la suflet. Niciodată un pastor nu ar trebui să pășească în slujba aceasta sau un, un om, o persoană, N-ar trebui să pășească în slujba de păstor dacă sufletul nu este deschis ca să poarte adunarea la sânul lui, ca să îngrijească de fiecare ca o doică, cum îngrijește cu câtă atenție, mama mai face greșeli, mai cade la micul, se împiedică, hai mă, ridică de scutură și... Pe când doica, wow, când, când ai grijă de copilul altcuiva, nu l pierzi din vedere, o clipă nu lui ține Rusalim trei zile. Hai, nici atâta, când e, co când e copilul altul, vreau să spun. Și cu câtă atenție o doică scrie aici cuvântul lui Dumnezeu, mi-ai pus și mi-ai spus să-i pot ca o doică la sân, până în țara pe care ai jurat părinților lor că eu vei da. Am născut eu pe popor. Asta era întrebarea lui. Poate ne frământă și pe noi câteodată. Ați văzut că femeia sunamită, îi zice lui Elisei. Ți-am cerut eu un copil când i-a murit copilul. Dacă nu aveam copil, nu murea copilul. Eu eram fără copii, știam ce înseamnă lucrul ăsta. Trăiam în felul ăsta. Acum, uh, mi-ai dat copilul ăsta prin rugăciunea ta, și copilul acesta a murit, și eu te întreb: Ți-am cerut eu vreun copil? Am zis și eu, domne, roagă-te pentru mine și dăm un copil, sau uh, a fost inițiativa lui Dumnezeu și a zis: Uite, pentru că suntem aici, hai să deschidem drumul bine binecuvântării în familia asta să ne rugăm pentru ei. Și uite-te uite unde s-a ajuns. Și acum în, în, versetul acesta, Moi se spune acest lucru cu apăsarea sufletului celui care suferă pentru suferința altora, când a auzit lumea plângând. Dacă ne întoarcem și, Dar despre ce plângă? Ei plâng într-o limbă egipteană, ciudată, nu înțelegem, amestecată sau... Mai vorbeau ceva de de unde veniseră și mai vorbeau și egipteana și amestecate sau ceva sincretic. Dar de, de, de ce plâng? Ce se întâmplă acolo? Care e problema? Că în fiecare familie, de fapt, știu că au avut mâncare la prânz, toată lumea e sănătoasă, tun, încălțămintele n-au nevoie de cusut, de reparat, sunt bune, hainele sunt bune pe ei, arată bine. Care e subiectul? Păi asta plâng că nivelul de trai nu este cel așteptat de dumnealor și plâng după, după o anumită dietă pe care ar dori să o adopte, pe care o consideră superioară cele pe care le-a dat-o Dumnezeu. A venit cu ideile astea din Egipt că există mâncăruri superioare și există, bineînțeles, dar în niciun caz superioare Dietei lui Dumnezeu, când Dumnezeu a hotărât: Uite, aceasta e mâncarea pentru deșert, pentru timpul când suntem aici, În lucrurile cel care a inventat nutriția, cel care știe funcțiile celulelor, cel care cunoaște digestia, care cunoaște filtrarea, care cunoaște eliminarea, care cunoaște toate procesele acestea. E un univers acolo și vii tu și dai lecții celui care a, a creat sistemul acesta. Al hrănirii și al nutriției tine, îi dai lecții de nutriție lui Dumnezeu. Vrem să mâncăm carne, au spus ei, produsul ăsta. Păi, dacă lucrul ăsta era superior și necesar, aici, în condițiile în care suntem noi, Dumnezeu ar fi făcut o dietă bazată pe așa ceva. Dacă Dumnezeu a făcut acest lucru, cine poate să îmbunătățească dieta pe care a hotărât-o Dumnezeu pentru om, pentru ființa umană? Cine poate îmbunătăți, nu dieta doar de mâncare, dar dieta evenimentelor vieții, ce se întâmplă în viață? Cine poate îmbunătăți drumul vieții pe care Dumnezeu l-a îngăduit în, în viața și ființa ta, în lumina alegerilor și pe care le-am făcut cu toții și a condiției noastre sufletești? Cine poate oferi o rețetă de viață pentru fiecare caz în parte, în condițiile date, cine poate oferi o rețetă de viață superioară celei a lui Dumnezeu? Atunci, de ce te plângi? Vai ce soartă am avut, cum îmi spunea o doamnă, nu meritam un astfel de soartă, zic așa este, cred că meritai una mult mai rea, dar doar atât a fost. Nu este, nu e. Păi scrie Biblia, sunt vrednic de moarte, nu de o soartă de un fel sau de altul, plata păcatului este moartea. Dar suntem aici protejați și tratați de Dumnezeu cu tot ce este mai bun imaginabil. Când Dumnezeu va arăta motivele uh, pentru care a ales un anume drum pentru noi, e, imediat ființa umană va reacționa, drept ești, Doamne, că ai judecat așa, nu, nu mi-am dat seama de ce doctorul îmi spune mie, uh, nu mănânci cu tare lucru sau mănânci cu tare lucru și stai cu gipsul atâta pe mână, sau... pentru că el știe condiția, el știe vindecarea. El știe, cunoaște ființa ta, cum, cum tu nu o cunoști. Oh, deci, de asta plângeau ei acolo. Și bineînțeles că adunătura de oameni care a ieșit din Egipt, egipteni impresionați de, de credința în Dumnezeu, le țineau Hangu. Ei au fost și mai tare și au adus aminte și au început să protesteze și să. Ară, păi, dar ce bine era în Egipt, ce bine o duceam și uite cum a fost și uite în ce situație suntem aici. Copiii noștri vor fi deja, vai, generația următoare și așa mai departe. Și în realitate, lucrurile acestea nu erau legate de masă, după cum spiritul nostru de nemulțumire nu e legat de mâncare, de îmbrăcăminte sau de locuința în care suntem noi, ci este legat de felul cum îl vedem noi pe Dumnezeu. Că, ce vrei să spui în momentul în care spui: uh, 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 Ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă? Păi dacă te aude bucătarul care a făcut hrana aceasta, te aude pe tine spunând așa ceva, ce concluzie trage el? Dar dacă te aude Dumnezeu care a hotărât lucrul ăsta. Ce vrei să spui tu? Uh, e, e legat de mâncare sau de economie sau de climă ce spui tu? Sau este legat de de Dumnezeu pe care îl numești nepăsător, neglijent sau care chiar te urăște. Iubiții mei, în spatele fiecărei manifestări a spiritului nostru, a gândirii noastre, a emotivului nostru, există convingerea sau vederile noastre cu privire la Dumnezeu. Vedeți că nu se închide cercul acolo unde noi vorbim despre hrana vieții, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă în deșert. Nu despre aceasta vorbim, ci despre cel care a procurat o astfel de hrană. Adică se termină, acolo se termină de fapt lucrul acesta. Moise este în acest dialog al suferinței cu Dumnezeu. Și apoi el spune, zice, de unde să iau, eu, de unde să iau carne ca să dau la tot poporul acesta, că ei plâng la mine zicând, dă-ne carne să mâncăm. De unde să iau eu așa ceva? Răspunsul la întrebarea aceasta nu este cazul să fie dat. De întrebările nebune și nefolositoare să te ferești. Înainte de întrebarea aceasta, de unde să iau eu carne, se ridică o altă întrebare. Cine ți-a spus ție că tu trebuie să hrănești poporul acesta? Cine ți-a spus ție așa? Pe, poporul mi-a spus, e, trebuia să întreb și pe Dumnezeu, că dacă veneai cu întrebarea aceasta la Dumnezeu, că poate ai un alt răspuns. Acestea sunt întrebările care îl preocupă pe el. De unde să iau așa? Eu singur nu pot să port pe poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Și versetul 15 încheie cu o declarație care seamănă cu a lui Ilie. Doamne, ajută-mă să mor, vreau să mă opresc aici. Mi-ajunge drumul care a mers până acum. Nu sunt mai bun decât părinții mei. Ia-mi viața, te rog. vreau să ne oprim aici. Și seamănă cu declarația profetului rebel al lui Iona. Nu, vreau mai bine să mor decât să trec prin această dezamăgire și rușine în care m-a aruncat harul lui Dumnezeu. Nu, 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 vreau să trec prin lucrul acesta. Așa sună cuvintele lui Moise în versetul 15. Decât să te porți așa cu mine, pe păi, parcă era vorba de popor, nu de Dumnezeu, nu, eu trecem. Decât tu, tu ești care, decât să te porți așa cu mine, mai bine e în viață. Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta, fă lucrul acesta, ca să nu-mi mai văd nenorocirea. Cuvântul acesta era descrierea vieții lui. O nenorocire este. O nenorocire. Ori încotro mă uit la toate aspectele vieții mele, la familie, la economie, la credință, la sănătate, la relațiile pe care le am cu oamenii, la starea mea sufletească. Oriunde mă uit, este un singur cuvânt. Nenorocire. Chiar așa? Adică acesta e felul de viață pe care l-a dat Dumnezeu sau ți-l-a dat ție sau cuiva? Este adevărat că viața ta este o nenorocire? Cauza este, aceasta este cauza, te porți așa cu mine la Dumnezeu? Sau este o altă cauză? Nu cumva ar trebui să ne oprim puțin asupra expresiei lui Dumnezeu? Păi oare s-a scurtat mâna lui Dumnezeu de vorbește așa? Nu cumva toate aceste lucruri Protestul împotriva felului de viață, plângerea, cârtirile acestea care au fost permanente, și jalanile acestea, în mijlocul unei vieți pe care o păzea Dumnezeu, ca lumina ochilor Lui, și v-am purtat ca pe aripi de vulturi. Așa era viața aceea pe care o, în descrierea lui Dumnezeu, în descrierea lor, o, cât suntem de nenorociți și de distruși, ce bine era pe vremea aia, altă, uite când era oalele din Egipt și așa mai departe și nici, nici Moise nu scapă de nenorocirea aceasta, îl prinde și pe el flam, acum l-a prins pe Barnaba, când prefăcătoria lui Petru l-a prins și pe Barnaba. Și Pavel zice, i-am văzut că până și Barnaba a căzut în lațul fățănicii, până și Moise aici cade în, 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 în valta aceasta cumplită a nemulțumirii și a cârtirii împotriva lui Dumnezeu, a disprețului față de căile lui Dumnezeu, a negării totale și își numește viața, acest prieten al lui Dumnezeu, își numește viața o nenorocire. Ca să nu mi mai văd nu mi, a propria lui, să nu mai văd nenorocirea. Cuvintele acestea sunt suficiente să ne facă să înțelegem cât de sumbră și de, de întunecată este viața omului care vede cu un anume ochi pe Dumnezeu. Dacă venim la Dumnezeu și îi supunem orice gând, îl facem rob ascultării de Hristos, dacă răsturnăm imaginația care ne spune, uite, omenirea se îndreaptă spre un cataclism total, va fi așa, va fi pe dincolo și hrănim, a început războiul total, se va întâmpla așa, vor muri. Dacă, dacă facem lucrul acesta și luăm astfel de lucruri, după ce ascultăm o predică din asta. Total, care te îmbolnăvește de depresie, pur și simplu. Ascultând o predică de felul acesta, luăm cuvântul ăsta și îl aducem lui Dumnezeu. Mai este ceva care trebuie adus la Dumnezeu, și anume, ce cred eu despre tine, Doamne. Ce cred despre lucrurile este una și e bine că aducem lucrul ăsta, dar este celălalt aspect în care îi spunem lui Dumnezeu, uite, uite ce cred eu despre tine, uite ce, ce gândesc eu că faci tu. Uite cum aș face eu dacă aș fi în locul tău. Și nu, nu, ar fi bine și normal să aducem aceste lucruri lui Dumnezeu? Faptul că nu ne consultăm cu Dumnezeu cu privire la vederile noastre despre Dumnezeu arată că ne închinăm la glagoria noastră, la mintea noastră. Și noi credem că ce gândim noi despre Dumnezeu, acela este, așa este Dumnezeu. Nu! E gândirea noastră despre Dumnezeu, dar nu că așa este Dumnezeu. Gândirea noastră nu este Dumnezeu. Este un loc în care noi ne imaginăm lucrurile sau ne le reprezentăm într-un fel sau altul. Nu ar fi drept și frumos să aducem lucrul acesta lui Dumnezeu? Aici a păcătuit omul cu un talent. El, sărmanul, a adus înaintea Lui Dumnezeu, tocmai e o plângere. Știam că ești un stăpân care secer de unde n-ai semănat, vânturi de unde nu ai secerat. Bun. Bun. Știai sau credeai? Păi, da, e diferență mare că dacă, dacă tu spui credeam asta, așa este. Pavel spune, și eu credeam că trebuie să fac multe împotriva Lui Isus. Și eu spune, auzisem de tine, dar acum te-am văzut, mi-a răsturnat total imaginea mea despre tine, acesta a fost păcatul acestui om cu un talent. Dacă el, să presupunem că această gândire a lui despre Dumnezeu, cum că era aspru și se cerea de unde n-a semnat și vântura de, de... Să presupunem că aceasta era o gândire sinceră. Nu era adevărat, pentru că la urmă i-a spus diagnosticul. Ești, ești șmecher și leneș, ai două diagnostice, ești viclean și leneș. Dar să presupunem că era adevărat și să presupunem că undeva este cineva care chiar crede așa ceva. Nu, nu știu, este teoretică chestia. Personal nu pot să, să-mi imaginez pe cineva gândind așa despre Dumnezeu și având totuși pace în suflet sau convingerea că e adevărat ce gândește. Nu cred. Din cauza că avem mărturia Duhului Sfânt lângă noi, avem mărturia conștiinței prin care vorbește Duhul Sfânt și atunci ne dăm seama că suntem deplasați de la axă, Dumnezeu nu poate fi în felul Dar să presupunem că ar fi adevărat. Ce ar fi să iei acest... De deci, ce iei această opinie a ta despre Dumnezeu, că este aspru și așa și o supui lui Dumnezeu și îi spui Doamne, vreau să spun ce cred eu despre tine. Uite, acestea sunt lucrurile care... Și Domnul spune foarte bine. Pe vreau să te întreb aceasta și așa... Au, oh, da, așa este. Acum am așa. Mulțumesc, Doamne. S-a făcut lumină. Și eu credeam că trebuie să fac multe împotriva lui Isus din Nazare până am vorbit cu el. După ce am vorbit cu el, am dat seama că nu mai, nu mai este ca... de cazul să mai înaintez un milimetru pe drumul acesta. Dar de ce n-ai venit și de ce nu vii cu, vederile tale despre Dumnezeu, de ce nu vii cu ele la Dumnezeu? Le predici altora, tot pământul, dar de, ai venit la Dumnezeu cu ele vreodată? L-ai întrebat dacă ce vorbești tu despre el este adevărat sau nu e adevărat? Ați observat discuția de la finalul cărții lui Iov. Domnul spune, n-ați vorbit despre mine, cum trebuia, le spune prietenilor lui Iov. E un păcat grav pentru care trebuie să doar jertfa vă va scăpa de păcatul acesta. A dus jertfă pentru ei. N-ați vorbit de mine așa cum trebuie. Așa cum a vorbit robul meu. Robul meu va vorbi mult mai bine, da, și mai adevărat cu privire la Dumnezeu, prin comparație cu ei. Când a fost, însă, prin comparație cu Dumnezeu. Dumnezeu a folosit o altă măsurătoare, o altă expresie. Cine este acesta care mi întunecă planurile? Păi parcă ai zis că am vorbit mai bine ca oamenii. Păi ai vorbit mai bine ca oamenii, dar nu mai bine ca Dumnezeu. Adică aici, cu privire la Dumnezeu, mi întunecă planurile. Și atunci eu spunem, pun mâna la gură, nu mai spun eu vorbe din astea despre Dumnezeu. Dar se întoarce Domnul către tine și te întreabă, -ai, ai supus lui Dumnezeu vreodată? vederile tale despre El, ce crezi tu despre El. E adevărat că nu facem lucrul ăsta, nici măcar cu soțul sau cu soția. O viață trăim sub aceeași acoperiș, mâncăm împreună, avem familie, una alta. Rar se va întâmpla ca un soț sau o soție să poată să-și deschidă sufletul vis-a-vis -vis de cel de lângă el și să-i spună adevărul așa cum este El în Hristos. Ce, ce, cred eu despre tine și cum te văd eu pe tine. Și rar se va întâmpla lucrul acesta. Noi am avut bucuria aceasta în viață și continuăm prin Harul Bunului Dumnezeu. Dar dacă totuși nu supui vederile acestea și nu-i spui soțului sau soției, nu-i spui pastorului, uh, ce se uh, imaginea pastorului, cum este ea proiectată minți de oameni, minți, părinții proiectează mințile copiilor. Dacă, dacă nu nu mărturisești lucrurile acestea. De ce nu faci lucrul ăsta? De ce nu-i spui în față? Uite, frate, suntem aici. Sau, uite, soț sau soție, sau copii sau părinți. De ce nu spui în față? Sau domnule președinte, șef de stat, domnule cutan. De ce nu-i spui în față? Pentru că, numărul unu, ai interese mai înalte decât adevărul. Și vrei să păstrezi relațiile, așa, așa mai departe. Și Doi pentru că știi că nu e adevărat ce gândești sau crezi cu privire la Dumnezeu, de aceea niciodată nu-i supui părerile tale cu privire la El. Le ții pentru tine ca și când ar fi adevărul absolut. Au ieșit toți în fața cortului și jale mare cu privire la felul cum se poartă Dumnezeu cu ei și se cade în aceeași capcană, cum te porți cu mine. Dar Moise îi spune, se discută cu el. Uite, vreau să spun ce, cum te văd eu, cum percep eu situația asta. Tu te porți cu mine în felul ăsta. Viața mea este o nenorocire. Nu mai suport să mai văd nenorocirea asta desfășurând. Vreau să încetăm aici. El discută deschis. Și ați observat câtă bunătate la Dumnezeu atunci când el când cineva vorbește deschis, inclusiv profetul rebel Ion ai spune lui Dumnezeu, eu te știu cine ești, eu am știut cine ești, am știut cum o să răspunzi în situația asta și asta am vrut să evit, spune el. Bun, Nicio o problemă. Pe baza aceasta, dar ai vrea să supui lui Dumnezeu părerea ta despre Dumnezeu. Dacă vrei să supui lui Dumnezeu părerea ta despre El, atunci vei avea adevărul. Dar nu supunem acest lucru și nu venim la Dumnezeu spunând: i Uite ce cred eu despre tine, pentru că știm că nu este așa. Ceva undeva în adâncimile sufletului nostru ne spune că nu este așa. Și probabil că nu este ușor să ne despărțim de o părere care a devenit dragă sufletului nostru. Probabil că am ajuns cumva dependenți de vederile noastre cu privire la Dumnezeu și dacă ar trebui să ajungem în situația lui Iov, în care să ne dăm seama că vederile acestea ale noastre cu privire la Dumnezeu în situația prezentă din lume, ce cred eu despre Dumnezeu, în funcție de ceea ce se întâmplă acum, acolo sau în partea cealaltă, sau dincolo, sau de ce se aude pe acolo și pe acolo, probabil că ne putem da seama prin mărturia Duhului Sfânt din Sufletul nostru că aceste vederi sunt deplasate de la adevăr. De ce vă sfătuiesc, iubiții mei, să faceți ceea ce și eu fac prin harul Bunului Dumnezeu, și anume. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să îi spunem, uite ce mai gândesc eu. Remia spune treaba aceasta. Uite ce mai gândesc în sufletul meu. Dincolo de toate nenorocirile pe care mi le-au văzut ochii, aș fi nedrept să nu recunosc și partea cealaltă. Ei au ieșit în fața corturilor și s-au jelit de foame sărmanii. Ei arătau bine tare, așa, foarte sănătoși. Era ireproșabil felul cum arătau, erau întreținuți bine, dar uh, s-au jelit acolo și uh, uite ce mai gândesc, spune uh, Ieremia, zice, ar fi cazul să nu luăm numai partea negativă. Doamne, uh, e adevărat că au fost lucruri și sunt lucruri care mi-au dezamăgit și rănit sufletul cu privire la tine. M-am gândit, cum de lași tu așa ceva să se întâmple? De ce nu intervii tu să faci un lucru sau altul Că eu, dacă aș fi locutor, eu aș face asta, asta, asta. Dar nu rămân numai la atât. Și voi continua, spune Eremia, mă gândesc acum iată ce mai gândesc în inima mea, bunătățile, Domnului, n-au ajuns la capăt. Probabil că n-a -a venit timpul încă pentru ca bunul Dumnezeu să reverse asupra mea binecuvântarea sănătății sau prosperității sau alte. Probabil că îmi va face rău. Așa a făcut răul lui Ezechia, binecuvântarea sănătății l-a aruncat într-o formă gravă de idolatrie. Uite cine suntem noi, uite cine, ce facem noi, le-am arătat toate bogățiile mele, familia, nu rămâne nimic aici din ce ai arătat. I-a făcut rău sănătatea. Când era bolnav, triga la Dumnezeu și dăm sănătate și pă, eu îți dau dacă cer, dar ar trebui să supui lui Dumnezeu. Pavel a învățat lecția aceasta de la el și a zis, nu, eu nu vreau sănătate. De trei ori m-am rugat, am zis într-adevăr să-mi ia de la mine, dar m-am oprit. M-am oprit pentru că mi-am dat seama că în viața mea lucrurile nu vin de capul lor, ci au un rost. Și am înțeles că în cel mai uh, dureros spin, într-un țepuș al satanei care este în carnea mea, există un mesaj al iubirii lui Dumnezeu. Sunt protejat prin răul acesta cumplit care mi se întâmplă, sunt protejat împotriva altui rău mult mai grav. Și anume păcatul la care a făcut referire Sis Luis când a zis uh, curvia sau desfrâul transformă un om într-un desfrânat, într-un adulter și hoțul și furtul într-un hoț îl transformă pe om, dar mândria îl transformă într-un diavol. Aceasta s-a petrecut acolo, aceasta, aceasta subliniază el și Pavel își dă seama și spune nu, 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 nu mai cer lucrul acesta. Dumnezeu mi-a spus, ăsta e har ce ți se întâmplă ție. Suferința aceasta pe care o ai tu acum, acest sol al satanei în carnea ta, este har. Harul meu îți este de ajuns. Și acest har te păzește pe tine de această boală cumplită a, pe care cartea lui Daniel o numește un fel de cancer al sufletului uh, referit la nebucat uh, I s-a împietrit Duhul până la mândrie. Deci mândria este o formă de împietrire a Duhului. Și atunci Pavel spune de aceea voi slăvi pe Dumnezeu pentru situația mea. Nu e. Nu, nu, a fost justificată ieșirea în fața cortului și uh, blamarea lui Dumnezeu într-un fel sau altul, în timp ce a fost trecută cu vederea o istorie încărcată cu atâta bunătate și har a lui Dumnezeu. A fost trecută, că cu... nu s-a menționat absolut nimic despre lucrul acesta, numai de, de, din partea cealaltă. Așadar, să stăm înaintea lui Dumnezeu și prin harul său sfânt, să gândim viața în prezența Lui Dumnezeu, să supunem Lui Dumnezeu orice gând, ce simțim, fricile noastre, speranțele noastre toate, le supunem Lui Dumnezeu, dar, dincolo de toate acestea, și mai înalt și mai presus, să supunem Lui Dumnezeu vederile noastre cu privire la Dumnezeu. Ești așa cum te gândesc eu sau ce cred eu despre tine? Și Domnul nu se va lăsa rugat să răspundă pe cel ce vine la mine cu o astfel de întrebare, nu-l voi da afară. Pentru aceasta îți mulțumim din adâncul sufletului Tată iubit. Ne închinăm înaintea Ta. Ajută-ne, Doamne, să putem să deschidem sufletul nostru înaintea Ta cu privire la ceea ce simțim, credem sau gândim noi față de Tine. Și în veci numele Tău să fie binecuvântat prin Domnul Isus Hristos. Amin.